CSM Ploiești în fruntă, Potaisa Turda, o contracandidată la evitarea retrogradării. Din acest motiv, dar și pentru că nu au reușit nicio victorie acasă, ploieștenii sunt obligați să câștige. Ei vor să treacă peste cele trei eșecuri consecutive și să iasă din zona retrogradabilă. Unul dintre oamenii de bază, interul Ghizdăvescu, spune că succesul este singura variantă care să-i ridice de pe locurile fierbinți. Antrenorul Lucian Nicolae este de părere că adversarii nu sunt de speriat, dar se mișcă foarte bine și de aceea băieții trebuie să fie atenți. Partida din etapa 7 a Ligii Naționale Masculine se va disputa mâine la Sala Sporturilor din Plopeni.